Și văd așa doi tipi cu pantaloni scurți care stau întinși, zici că au mâncat o tavă mare cu 20 de mici aici la Cărturești. Aici ce le primiști la Cărturești. E normal. Da, în fine, lasă-i. În 5 minute o să ridice și o să plece cu gagicile pe ușă și o să vezi că am avut dreptate. Dacă ei sunt fericiți. Dar tu ești așa obsedat de mici? Sau care e problema ta? Nu știu. Adică, tot Facebook-ul tău e plin de mici. Adevărul că da, și sunt puțin obsedat de mici. De acum a început aventura ta cu micii din obor. Sunt foarte curioasă, că acum toată lumea asociază cu tine. În primul rând că sunt foarte buni și în al doilea rând, tot ce mi se întâmplă mie în momentul ăsta în viață are legătură cu copilăria mea. Micii erau singura mâncare pe care puteai să... Să te dau părinții, aoleu. Nu, pe care puteai să mănânci în oraș. Știi că erau cozi la carne. Te duceai la terasă. Da, mâncai la cățeaua leșinată, la restaurant, la parc, găseai în Bacău. De unde ești? Da, din Bacău, chiar din oraș. Chiar din oraș. Deci culmea, cățeaua leșinată, uite, în sfârșit pot să fac gluma asta și să o și explic. Din Bacău, chiar din oraș e cățeaua leșinată, erau crâșme odioasă, unde îi dau tot timpul mici. Ce frumos! Dar cum așa se numea? Da, cățeaua leșinată. Ulterior am aflat că există mai multe cățele leșinate prin Moldova, ceea ce francize. Mai... Exact, erau francize. Apropo asta cu accentul, știi ce e fascinant la noi la moldoveni? Dar nu greșesc, nu doar la noi la moldoveni, inclusiv la ardeleni. Oamenii care n-au accent sunt din Ardeal, din Moldova, chiar și din Republica Moldova, n-au accent deloc și dintr-o dată ridică telefonul, sună cineva de acasă. Da, în care brusc și faci mamă, și faci și mămică, și faci mamă, de și când nu te-am auzit. Da, iulia. În care îți dai seama că și se întâmplă ceva așa. Cine? A apărut o altă persoană brusc în fața ta. Este fascinantă transformarea asta. E adevărat. Da, eu l-am văzut într-o seară, eram foarte deprimată. Tu? Și da. Nu, trebuie să vorbim despre asta. Ok, povestește despre film, dar vreau să vorbim despre bine, nu, da. Deci nu există. Deci eram așa, tristă, da? Și am zis hai să mă uit la un film ca să nu mai fiu tristă, da? Sau măcar să mă gândesc la altceva și m-am uitat la ăsta și mi-a plăcut atât de mult încât m-am uitat și în a doua seară când tot deprimată eram și în a treia seară, deci l-am văzut de 3 ori la rând. Te-ai gândit că a doua seară când erai deprimată, erai deprimată tocmai că ai văzut din nou filmul ăsta? Nu m-a dus capul atâta. E vorba de spiritul solitar. De-aia mie mi se pare că filmul ăsta spune foarte multe despre tine, dacă tu ai ajuns să-l... De fapt, eu de asta cred că m-am și oprit, că mi-era teamă să n-ajung ca tine. Ți era să nu te regăsești. Ba nu, tocmai că mi-era teamă să nu mă regăsesc prea... Ai văzut Into the Wild? Da, am văzut, dar nu este ca Into the Wild. Normal. Into acolo the este Wild un bărbat, este... Îți croșetezi venele după ce te vezi la Into the Wild. Deci, asta e cu speranță. Băi, CD-ul ăsta îmi, o să-mi facă viața ce mai e frumoasă. Muse? Este Muse, da. E Muse live. E Muse, este live, ceea ce îți dorești și ție peste câteva zile, practic. Știi că Muse au concert. Aoleu, vin acum. Aoleu, deci nu știi nimic despre Muse. Ok, hai să... Nu, dar știu că vine Rihanna. Eu am ascultat foarte mult Muse. Dar la un moment dat ai zis să faci un downshifting în viața ta și ai coborât la Rihanna. Nu, mi-am explorat și alte fațete ale personalității. Sunt răutăcios. Ești prejudecar. Da, sunt plin de prejudecăți, dar nu, de fapt încercam să fiu simpatic. Mie, pe alocuri, îmi place Rihanna, pe alocuri. Deci nu. Zi-mi cât de tare ți-a schimbat ție viața, toată povestea asta cu blog culinar. Mult, pentru că practic eu am lucrat multă vreme la revista Good Food, care era o revistă culinară. Și la un moment dat, în timp ce lucram, mi-am deschis acest blog unde postam ce gătesc eu, ce niște poze urâte cu telefonul, că atâta pot să fac. Și scrieam unde mănânc, unde călătoresc, unde nu știu ce și era totul foarte făcut pe genunchi și la un moment dat s-a închis revista și fiindcă aveam blogul, a devenit jobul meu principal. Deci în anul 2015 se poate trăi, poți avea succes dintr-un blog culinar. Da, poți. Dacă ești serios poți. Și da. Și eu cred că tu ai avea.
Stai, că tot vorbeam de... Dă-mi trei sfaturi. Trei sfaturi. Da, pentru cineva care urmează în câteva zile, maxim săptămâni, să-și laseze un bloc culinar. Sfaturi. Păi, să fii întotdeauna sincer și autentic cu tine. În primul rând, în ce scrii și să scrii absolut orice îți vine pe gură. După aia editezi neapărat. Okay. Citești odată ce ai scris. Preferabil la câteva ore distanță. Trebuie să învăț lecția asta, pentru că pe Facebook nu fac așa. Ok. Oh. Bună lecție. Mersi. Așa. Doi. Întotdeauna să fii sincer. Dacă tu faci o rețetă și ai primit o sponsorizare din partea cuiva să publici acea rețetă, dacă e rețeta mișto, nobody cares. Adică... Mm-hmm. Cât timp e tonul tău și e ok. Și sfatul al treilea, pe care eu nu pot să-l aplic, este să faci fotografii bune, dar tu deja te ocupi de asta. Da? Deci e ok. Altfel, o să fie simplu. Da, o să fie simplu. Te aștept să am succes într-un an maxim. O să rup, îmi iau casă. Păi și ce faci? Te lași de radio? Chestia asta cu mâncarea la noi e o modă. Este, let's face it, că... Da. De ne și facem cu toții bloguri culinare. Corect, pentru că e o modă și e mișto, e foarte mișto chestia asta, pentru că, ok, nu toată lumea face bine. Nu avem stele Michelin, dar încercăm să redescoperim valorile care au făcut bucătăria noastră mișto. La noi, deci una din două persoane cu care vorbesc despre mâncare îmi spune, vai, da, asta îngrașă. Așa și, adică... Adică avem toată chestia asta de vinovăție, de mâncăm prea multă carne, că stai că nu mânca atâta zahăr, că... La francez nu o să vezi niciodată chestia asta, pentru că ei știu când se oprească. Mănâncă o prăjitură și nu mai mănâncă pe a doua. Și noi ori nu mai mâncăm deloc prăjituri, gata, da. Ori mâncăm 7 și după aia plângem în pernă și ne uităm la Wild cu Reese Witherspoon. Da. E mișto Bucureștiul și nu sunt genul ăla de persoană care atunci când se întoarce de undeva zice, vai, ce frumos era acolo, ce ar trebui să mă mut, la noi este nasol. Uh-huh. Și îmi place Bucureștiul și îmi place pentru că au apărut foarte multe chestii de mâncat în ultima vreme aici. Mă refer aici la rulotele astea cu street food. Cu burgeri, cu sandvișuri, cu pește, cu salate și... De ce doar burger și... De ce nu se face un van cu mămăliguță și ciorbă de burger? Nu știu, hai să facem. Putem să facem, da, un van cu mâncare românească, cu mici. Fii atentă. Tu te ocupi de rețetă, eu mă ocup de... Nu, tu te ocupi de rețetă, eu fac branding-ul. Bun, trebuie să mă implic la branding. Stai, hai să vorbim de branding. Deci, rulota va fi așa. Va fi vopsită în roșu, și roșu, galben și albastru. O să avem niște icoane în spate, neapărat. Și știi ce trebuie să avem? Niște capete de alea de cerb mare, așa, pus în spate, știi, foarte frumos. Niște icoane. Poze cu conducătorul. Da, cu diversi conducători, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, dintre ăștia toți care au fost niște mâncăi cunoscuți, da. Avem poveste. Da, deci deja rulota am stabilit, da? Okay. Și pune și o antenă deasupra, știi? Și un casetofon. Da, un casetofon frumos, tehnia. Da, impecabil. Da, deci vezi de ce nu s-a gândit nimeni la asta? Nu, lasă că ne-am gândit noi acum. Vezi de asta, deci de fapt în momentul ăsta noi, interviul ăsta, tot ce am vorbit noi până acum nu are nicio legătură cu acum. Din acest moment, practic, noi să terminăm interviul, mergem la o masă, luăm un pic și hârtie și începem mergem să scriem. Mergem, scoatem banii. Da. Ok, m-am promis tu cu niște bani și o să fac, jur. Vreau să-ți fac un cadou. Eu sunt un mare fan TV Paprika. La mine este de dimineață până seara. Ca Fashion TV. Da, la cam tine. Ca Fashion TV, da. Eu, cea mai bună veste pe care am primit-o în urmă cu un an și jumătate a fost când am aflat că TV Paprika va fi non-stop. Ce mi s-a părut... Perfect! A fost ca o zi de revelion, așa, când am aflat asta. Mă plimbam așa singur nici prin casă și... Da, ei, la TV Paprika am văzut un bucătar foarte, foarte simpatic. Iotam Pelenghi. Știu că o să-ți placă. Are niște poze foarte frumoase. Cartea asta n-am cum să ratez. Adică, dacă o ai... Nu okay. Am, dar am... Doamne ajută, am aflat. Alte cărți pe care le-a publicat
De Otolenghi, da. Înainte. O, ai văzut cum am zis de Otolenghi, că atunci când eram noi mici ziceam de culegerea de Gheba, știi? Și această carte pe care am plasat-o strategic. Da. Ah. Este o carte drăguț. La care te-ai uitat tu. Da, foarte mult. Foarte mult. Da. Când am ajuns aici la Cărturești. E unul dintre cei 3-4 bărbați din lumea asta cu care aș putea să ies oricând la cafea, ah, ceea ce... Nu știam ce să zici. Da, nu. Nu pot să cred. Shocker. E tradusă de tine. Da, eu traduc cărți de bucate când... Ah. Când n-am ce face, așa, știi, mă plictisești. Da? Deci nu stai pe Facebook ca toată lumea. Nu, traduci nu stau pe Facebook, traduc cărți. Te rog frumos, dacă n-am tradus-o bine, nu-mi spui. Da, nu, eu, uite, îți fac o promisiune acum. Deci îți promit că niciodată, dar niciodată, nu voi citi cartea asta în engleză. Îți mulțumesc!